FC Botoșani a ieșit din grupele Cupei României în genunchi cu 0 puncte acumulate din 3 partide disputate și cu un golaveraj de 2-9. Ultima ispravă a trupei de pe Municipal a fost înfrângerea cu 0-4 suferită pe teren propriu în compania Universității Cluj. Astfel, moldovenii au terminat grupa pe ultima poziție în clasament, fiind singura echipă care nu a reușit să obțină nici măcar un punct. Partida a fost și un bun prilej pentru gazde de a testa câțiva jucători. Rezultatul spune multe despre desfășurarea partidei. În ceea ce ne privește pe noi, sigur că astăzi am încercat să menținem, să spunem așa, o stare de normalitate în competiție și să vedem la lucru o serie de jucători care ori n-au jucat din diverse motive, ori au fost accidentați, ori... În orice caz, n-au apărut în primii 11. Concluzia. Din orice lucru rău, extragi cei mai buni. Astăzi, așa am luat individual, colectiv nu putem să spunem nimic, pentru că în formula asta n-am jucat decât acum și sperăm să nu mai jucăm niciodată. Individual, Ureche a fost la nivelul jocului, apărătorii centrali, Sadicu și Sheroni, chiar dacă au mai făcut anumite erori, le-au făcut pentru că au fost expuși la un moment dat. Charles, care a făcut un joc acceptabil, în prima repriză, Teclo, unele greșeli, dar a avut un ritm bun. Andrei Dragu și Marius Cioiu, pe care îi știm și de care echipa are nevoie continuu. Pentru FC Botoșan urmează un nou meci în prima zi a săptămânii viitoare, de această dată în Superligă, în Bănie, acolo unde se va duela cu FCU 1948 Craiova, cu începere de la ora 17:30.